Mulțumesc. Și deasupra lui aici o să punem noi încă un rând de săteni. Probabil pe aici pe undeva. Trebuie să văd eu exact cum ar veni șmecheria asta. Ok. Aici o să punem încă un rând de săteni. Și sătenii ăștia, nefiind în căsuțele astea, ei nu fac parte din acel sat. Da? Nu mă întrebați exact, că nici eu n-aș ști să vă zic dacă e să mă luați la punct și virgulă. Nici eu nu știu să vă explic exact perfect care este șmecheria. Știu doar să vă zic orientativ care este procesul. Da? Deci ăștia nefiind aici nu o să se considere ca și făcând parte din sat, ceea ce înseamnă că ei nu o să intre la limita de locuitori din acel sat. Asta înseamnă că ei de aici se pot înmulți la infinit. Pe când ăsta de aici rămâne unul singur pentru 6 case. Pentru 6 case, da, zic bine. Și asta înseamnă că noi de aici, de la omuleții ăștia, putem să îi strângem ușor și avem ceva care ne produce un număr infinit de săteni. Bun, acum șmecheria este în felul următor. Cum fac eu sătenii ăștia, da, să îi mut sus? Păi, în primul rând vreau să fac o șmecherie. Vreau să mut sus numai sătenii care sunt deja adulți. Deci eu o să facă copiii după 20 de minute devin adulți. Și eu vreau numai adulții să-mi vină mie sus acolo, dar nu mă interesează să vină copilași, că n-am ce face cu ei, cu aia mici nu poți să faci comerț. Asta înseamnă că eu din când în când, nu știu cum să fac, trebuie să... În creativ, deci pe lumea mea de test, am făcut o șmecherie din genul ăsta, dar vreau să o modific ca să mă ajute pe mine aici, pentru că ceea ce am făcut în creative a fost după un tutorial. Așa că o să încercăm. Nu știu dacă o să ne iasă, dar o să încercăm. Bun, ideea este în felul următor. Să zicem că... Noi să zicem aici. Deci să zicem că aici am blocul ăsta. Noi avem sătenii, da? Zicem bine, da. Și eu vreau ăștia copiii să ajungă în blocul ăsta. Și din blocul ăsta, în momentul în care cresc, să facem fix un tub din ăla ca la scheleți cu apă și să se ducă sus. Cam asta e toată șmecheria. Hai să vedem dacă ne iese treaba aici. Din păcate mai am nevoie de un sticky piston, că ăsta singur nu mi-ajunge. Poate că ar trebui să acopăr aici cu sticlă treaba asta. Apropo, care e șmecheria? Blocul ăla de aer de vă spuneam eu acolo trebuie să fie liber până la cer. Deci nu are voie absolut deloc să existe un bloc netransparent deasupra lui. Asta înseamnă că putem pune sticlă, glowstone sau sticlă colorată. Ce căutam eu? Căutam un slime. Cred că unul mi-ajunge. Nu, hai să punem două, că aproape sigur că am nevoie de mai multe. Restul n-am, bețe am suficiente, avem tot ce este necesar. Picăm aici ca să ne murim. Bun. Dacă nu ne iese din prima șmecheria, nicio problemă, putem să mai facem pe parcurs, dar momentan încercăm să facem așa, să vedem dacă ne iese sau nu. Bun, eu vreau aici să am un sticky piston. Ok. Sticky pistonul ăsta mă interesează dacă e perfect, deci blocul ăsta este liber. Asta și voiam. Ok. De la pistonul ăsta eu vreau așa. Hai să mai facem niște pistoane, dacă tot. Fier, mersi. Cât de cât să fie. Am nevoie de ceva? Nu cred. Pac, pac, pac. Nu cred că am nevoie de mai multe, nu? Nu, cred că mi-e suficient.
Pe astea amândouă le fac sticky pistonuri. Și o să am nevoie de unul din ăsta. Foarte posibil să am nevoie de unul din ăsta. Mă, să știți că nu mai știu cum se făceau. Parcă ceva de genul ăsta. Poate mai sus. Și cu din asta așa. Ăsta e comparatorul de redstone. Asta o să avem nevoie mai târziu de el, nu chiar acum. Bun, deci am zis așa, îl împingem pe ăsta aici. Asta trebuie să se retragă. Mânere n-am luat la mine, nu pot să cred. Deci câte mânere am în casă și nu le-am luat la mine. Bun, deci am zis că vrem aici să strângem omuleții, da? Cum facem chestia asta? Păi dacă aici avem sătenii, da? Asta înseamnă că noi trebuie să luăm blocul ăsta de aici. Da? Ok, acum avem un spațiu aici liber, deci cam periculos că e posibil ăștia să vină înapoi. Dar noi foarte, foarte rapid o să împingem copiii, o să îi împingem aici. Da? Și dacă aș mai avea o torță să vă arăt. Că de mânere n-avem. S-a făcut noapte, măi? E, și ăsta fiind aici, după aia îl împingem și pe ăsta. Și pac! I-am adus aici. Ăsta rămâne fix, pe ăsta îl tragem înapoi. Da? Și toată chestia revine la normal. Bun, treaba asta trebuie să o facem foarte, foarte rapid. Să vedem dacă ne iese nou rapid. Ce-ai făcut, mă, cu torța? Uite aici, mersi, ești un scump. Bun, hai să vedem. Deja am petrecut aproape jumătate de zi ca să strâng niște materiale. Mi-am făcut un coș de gunoi, fraților, că nu mai suportam. Bun, hai să mai vedem o dată șmecheria cu mânere de data asta. Bun. Deci ăsta tot timpul trebuie să stea aprins. Da? Când trebuie să mutăm, ăsta pac, pac, pac. Și ăsta iarăși lapoi. Ok, hai să vedem cum reușim noi să facem toată șmecheria asta. Oh, să vezi acum, să vezi acum. Ah. Deci ăsta trebuie să fie un puls, cum ar veni, da? Crâncen, oameni buni, crâncen. Parcă văd că nu o să pot să fac on camera. Bun, deci ca să facem din ăla un puls... Hai să vedem în primul rând cum putem noi să facem aici un mini timer. Ceva care să țină vreo 5 minuțele. M-ar interesa... Poate ceva de genul ăsta. Ok, dacă pun aici nu se întâmplă nimic. Hai să nu punem chiar atât de multe. Să punem 7. Suficient, de ce nu? Ei bine, ăsta să zicem că... Au. Deci de aici se duc cele 7 blocuri. Da, asta înseamnă că în momentul în care ăsta... rămâne liber. Deci nu mai pulsează deloc. Ui, zice bine. Hai să vedem. Deci când ăsta nu mai pulsează deloc, vreau ăsta să se aprindă. Hai că învățăm acum redstone ce să facem. Vreau ăsta să se aprindă și când ăsta se aprinde, vreau să se întâmple ceva anume și acel ceva anume, hai să vedem dacă ne iese nou aici. Vă spuneam că mai avem nevoie de un sticky piston, ăsta s-ar putea să ne vină de folos. Băi, unde să te pun și pe tine, mă, mâncați-a sufletul? Dacă cu ocazia asta creștem nivelul și ajungem în cele din urmă la pistonul de care avem nevoie. Deci ăla o să se aprindă. Da, ceea ce înseamnă că ticălosul ăsta mic de aici. Pot să îl pun eu. Ia stați așa să încercăm să vedem dacă ne iese șmecheria. Deci pe tine. A, se aprinde de la... Nu e bine. Ok,
trebuie să-l punem nițel mai departe. Perfect, nu se supără nimeni, îl punem chiar mai sus, că tot avem noi nevoie. Pac, mai urcăm cu una, ceva de genul ăsta. Ceea ce înseamnă că acum, mai facem nițel loc. Pot eu permite să pun aici un ăsta. Vrem să ajungem la pistonul ăla, da? Asta era ideea finală. Hai să te pun aici, că parcă văd că o să trebuiască să scap de tine. Ei. Așa. Hai că ne chinuim, parcă văd. Deci eu întotdeauna, de când am făcut videoclipuri pe YouTube și de când mă joc cu Minecraft modat și toate cele, am ajuns la o concluzie pe care trebuie să vă spun și vouă. Concluzia mea este că întotdeauna există o cale mai ușoară de a face unele lucruri. Eu am tendința prima dată să mă forțez și să le fac cum mă taie pe mine capul. Aoleu, și ăsta trebuie să fie inversat semnalul. Pă bine, mă. Dacă pe tine te pun așa și aici pun o torță, torța aia se stinge? Băi, ești nebun, se stinge torța. Da, mă rog. De ce am pus toți aia acolo, că nu mai știu? Ăsta am zis că trebuie să fie aprins tot timpul. Ok, pe ăsta am... Unii ești mai picat aici jos. Pe ăsta am zis că vrem să-l mutăm ceva de genul aici. Așa, deci practic ăla o să stea mai tot timpul stins, ceea ce înseamnă că ăsta o să stea mai tot timpul aprins. Sper, cred, vreau să cred. Pe tine dacă te pun aici, mă. Stați așa, stați așa. Unei torță, unei torță. Poc. Ok, asta înseamnă că... Mi-ai picat jos, mă? Mi-ai picat. Nu te-ai putut abține. Asta înseamnă că eu pot să fac aici... Pardon. Asta înseamnă că eu pot să fac aici așa. Ce vorbești, bă, băiatule? De ce l-au să stea tot timpul... Ba, nu zi bine. Zi bine... E prea scurt semnalul. E prea scurt semnalul. Nu. E prea scurt semnalul. Cum acum? Na, dacă îl fac așa. Ok, și acum na. Nu că n-are legătură. Și eu stâmpit aici. Hai mă, că ăsta trebuia să fie de un puls, mă. Nu pot să cred că e atât de rapid să mișcă ăsta încât nu s-a prind aici ledulețul. Dăm, Doamne, putere. Păi bun, și dacă... Ia, stai că ai că... Vă spus eu că până la urmă trebuie să fac off-camera ca să-mi iasă șmincheria. Bun, mă interesează... Bun, dragii mei, mică pauză pulșitară până mă conving eu aici cu treaba cu restonul, cum iese și cum ne omorâm pe aici între noi, vai de mama noastră, bărbă. Hai că bineînțeles că a fost o chestie de 2 secunde, pur și simplu am mai pus un repeater aici și am mărit puțin, deci dacă îl las așa, deci încă o dată ne uităm aici, restul ăsta vine, activează blocul ăsta și stinge torța asta, da? Ok, dacă las, cum ziceam, repeaterul ăla pe 0 pur și simplu, nu se întâmplă absolut nimic, da? Deci încă o dată, nimic. Se activează bucata asta de restul prea repede și stă prea puțin timp ca să facă, să aibă vreun efect și nu stinge torța aia, da? Ei bine, dacă pun așa la un tic,
Vedem că dintr-o dată avem succes. Și pistonul ăsta se, deci torța se stinge suficient de mult încât să pistonul ăla să se retragă. Ei bine, dacă mă duc la două ticuri dintre ele sau cum Dumnezeului se cheamă, deja pistonul nostru parcă se retrage și mai mult. Ia să vedem. Ok, deci avem ceva funcțional, avem ceva care să ne placă, avem ceva care chiar îmi convine. Bun, pe mine acum mă mai interesează ceva. Mă interesează acela semnal cumva, dacă reușesc eu să-l duc la pistonul ăsta de aici. M-ar interesa foarte mult treaba asta. Să vedem dacă ne este șmecheria. Eu aici vreau să mai am un mic delay, să vedem dacă ne lasă sau nu. Stați așa să vedem și noi mai clar acolo ce se întâmplă. Așa, o să luăm piatra asta, dacă tot muncim săracul târnăcop, măcar să hai mă, măcar să profităm de el. Nu știu dacă pot să fac eu treaba asta așa cum ar trebui. Băi, ok, deci asta s-a activat. Ei, mă interesează când eu îl activez pe ăsta. Deci boba este momentul de față că ăsta se activează în același timp. Ok, dacă îi fac un mic delay aici. Parcă ceva acolo. Ia. Bine, e vorba aici și de un delay de la server și toate cele. Nu știu dacă e suficient. Ia să, dacă mai pun o asta aici. Hai mă. Cred. Ia, hai cu cel mai mare delay, hai să vedem. Pardon, așa. Încă o dată. Da, deci la 3 îl lăsăm. Deci încă o dată, hai să recapitulăm. Deci aici o să fie copiii, da? De săteni. Aici o să fie copiii de săteni și aici o să fie sătenii. Ei, mă interesează ăsta să se retragă ca să lase practic loc pentru copiii de săteni. Când ăsta e retras, da? Ăsta de aici să împingă copiii fix în blocul ăsta și să stea suficient de mult timp aprins ca ăsta să vină după aia și să împingă în locul pentru copii. Da? Cam asta e șmecheria. Hai să mai vedem o dată dacă se întâmplă chiar așa cum vrem. Vine încoa, se duce, împinge. Vine încoa. Și ăsta stă suficient de mult timp aprins încât ăsta să intre în funcție. E perfect, cred că e perfect. Acum singura bubă care îmi vine mie în cap ar fi cu acest timer. Eu am zis că vreau să fac ceva de genul ăsta. Eu știu dacă o mi-o ieși. Hai să testăm. Bun, deci s-a făcut schimbul. S-a activat acolo puțin, că e ăsta activ de aici dacă ne uităm. După aia se oprește. Ei bine, cum fac eu acum? Timerul ăsta de aici. Asta trebuie iar să mă gândesc. Știu că făcusem la un moment dat un model de timer, dar nu mai țin minte exact. Of. N-aș vrea să-l fac așa, dar cred că așa o să rămână să-l facem. Hai să-l facem așa. Mă să-mi iau aminte cum Dumnezeul lui era. Bineînțeles că modelul pe care mi-l aduc eu aminte mai avea un cumpărator în el.
A, superb, superb. A, și unde am pus și eu... A, uite acolo. H. Așa, deci am zis că am nevoie de încă două torțe. Pac, pac, pac. Un cuarț aici. Rum. Și uite încă un comparator. Numai că acum am nevoie de încă două pistoane. Sticky pistons, bineînțeles. Mamă, e de treabă. Hai până în alta să le facem pistoane normale. Rum. 1, 2. Așa. Pac, pac, pac. Hai să vă arăt până un... și un bloc de redstone. Până un alta să vă arăt exact cum merge șmecheria aici. Bun. Unii ești tu, unii ești tu, mielule. Ce făcui, mă? Zic că le pun așa și nu le pusei. Comparator aici. Tu vin înapoi. Bun. Comparator aici, comparator aici. Ei, haide, haide. Piston aici. Piston aici, fără să mă prind. Super. Am spart niște reston de pe aici, nu-i problemă. Mă, să văd eu cum ve aici și așa. Bun. Aici o piatră. Acolo și un redstone. Aici și un redstone. Și șmecheria asta aici. Da, ceva de genul. Ok. Și dacă ne ducem noi și luăm niște slime balls ca să facem sticky pistons și îi punem pe ăștia aici și cumva n-am cum să le pun fără să stric pe aici. Super. Dăm, Doamne, putere, dăm putere. Așa. Ei, acum ar trebui să ne meargă șmecheria. Hai să încercăm cu un număr ceva mai micuț. Hai să zicem 19 bucățele. Ia să vedem dacă ne iese aici șmecheria. Nu cred că ne iese șmecheria. Stați așa. Ba, cred că ne iese șmecheria. Ia, hai, încă puțin. Ne iese șmecheria, e bine. Deci aici dacă punem ceva de genul două steacuri de ce o fi să fie. Gata, m-am luat toate de peste tot, ok. Bun, ce steacuri avem la noi? Două steacuri de piatră. Bun. Acum... Dacă sunt eu deștept și pun pe aici niște piatră ca să nu mai pic și eventual să o fac găurica asta aici. Mai am nevoie de spațiul ăsta de aici? Nu cred că mai am nevoie. Pac, 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 pac. Nu de alta, dar mi-e să nu activez pe aici chestii tâmpite. Sper eu din tot sufletul meu. Bun. E, acu. Pentru că acu trebuie să-l aducem pe... Hai mă, te rog eu frumos, mă. Te rog eu frumos să pici aici, mă, pe piatra asta, mă. Acu trebuie să-l aducem pe ăla de acolo de sus. Trebuie să aducem, de fapt, doi. Așa. Ah, da, chiar, uite, hai să vedem. Ar trebui să ne mute acolo. Deci trebuie să aduc eu zumbălău de acolo de sus. În ușile alea de jos de acolo. Nu știu cum o să fac treaba asta. Chiar nu știu cum o să fac treaba asta. Eu speram din tot sufletul să pot cumva să-l aduc cu niște apă. Să-l fac să pice de acolo cumva în apă pe aici pe undeva. Acum nu știu ce să vă zic. Om trăi și om vedea până la urma urmei. Poate că dacă
Să acopăr aici întreg nivelul ăsta cu ceva, cu niște piatră, da? Și să pun apă la nivelul ăsta, deci acopăr nivelul ca să nu pice apa pe redstone. Și după aia acopăr aici cu apă și las acolo gaura aia liberă. Ce ziceți? Numai că... De ce mă gândeam că trebuie să fiu foarte atent să nu mă atace. De ce vreau să-l aduc aici ca și zombălău? Pentru că mi-ar fi mult mai ușor să-l controlez. Ca și sătean nu poți să-i faci nimic decât dacă îl iei cu un minecart. Practic. Și cu minecart mai greu. Că, na, trebuie să le dai cu minecart-ul și dacă îți scapă din... Da, așa ca și zombălău, pur și simplu instinctiv vine să mă atace pe mine. Este! Am ajuns unde trebuia să ajungem! Ce vorbești, bă, băiatule, suntem genii! Genii! Bun. Lăsați-mă să acopăr, să vedem ce facem pe aici și poate reușim să-l aducem pe ăla al nostru aici. Ok, hai să vedem dacă ne iese șmecheria. Am acoperit cât de cât cu piatră. Ideal ar fi... Da. Nu știu dacă o să-și ia niște damage acolo. Eu sper să fie... Să nu fie foarte mult. Acum 3 și un vedea. Uite, dacă pică pe asta e perfect. Aici... Nu știu, poate să-l facem ceva. Ia să pun eu niște torțe. Chiar dacă e overkill. Mă știți cum sunt eu cu torțele. Aici vreau să ajungă pe aici pe undeva, dar nu asta e problema. Problema e să-l aducem până aici și eventual problema ar fi să mai pot și eu să ies de aici. Sper. Nu mă lasă asta, așa-i? Da. Nu știu, băi, copii, nu știu ce să zic. Ok, asta e interesant. Hai, urcă, așa, bravo. Bun, băi, e noapte. S-ar putea să avem noroc. Hai să vedem dacă putem să-l aducem pe ăla. Dacă nu, măcar știm că am făcut cât de cât... partea interesantă din toată șmecheria asta. Acum, cum îl aducem noi pe ăsta și cum îl ademenim, nu știu să vă zic. Sper să nu mai pice și altceva pe acolo în afară de... Unde ești, mă, uite de aici? În afară de el. Hai să mâncăm ceva. Luăm asta la noi în caz că trebuie să ne apărăm de vreun creeper ceva care apare pe aici. Neinvitat. Hai, tati. Hai. Hai că știu că mă vrei. Ta-ta-ta-ta-ta. Dar de ce te miști tu așa încet? Că ai armură pe tine. Tu ai armură pe tine și de-aia te miști așa încet. Hai, nu vrei să pici. Hai de nu fi pufi. Hai de pică. Pică, pică, pică. Și tu acolo. Amă, nu mă face stamping eu, mă. Cât pe aici, cât pe aici. Ce rău ești, mă. Nu pot să cred ce mi-a dat-o. Și acum, bineînțeles că avem scheleți pe aici, corect? Cred că da. Adevărul e că are sabie de fier la el, să nu uităm. Și eu am o amărâtă de armură de piele, din care tocmai ce mi-a luat papucii cu feather falling. Da, are cei mai tari papuci de piele posibili pe el în momentul ăsta. Mamă, că nu vreau să dau în tine, mă. Am zis că-l prind pe fraier. Cam filmele cu proști, mă, uite și mai e unul în partea aia care... Cam filmele cu proști.
Nu, 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 nu. Așa, așa, așa. Bravo. Așa, și acum hai, du-te, du-te, du-te pică în gaură. Bravo. Bravo. Ce băiat cu minte ești tu. Hai să facem repede zi. nu. Care ești, mă? Unde ești, mă, nearby? Ăsta? Bă, băiatule. Bă, bagă-ți mă mințile în cam, mă. Dar sunt sigur că am mai auzit un schelet. Unde ești, mă, de te auzi? O fi aici deasupra. În apa asta? Eu nu-l văd. Mă, l-aud! Îi aud oasele. Unde ești, mă? Da, nu știu, hai să mai încercăm o dată. E posibil să fie cumva în vreuna din peșterile de pe aici? E. Yeah. Da, nu mă las. Ok. Nu, e ascuns pe undeva, dar nu realizez pe unde e ascuns. Din moment ce îl și aud, înseamnă că e ascuns destul de aproape. Două secunde să verificăm că e tot ok pe aici. Ne culcăm. E, acum e întrebarea cea mare.